back. Oh, will you fucking fight back? Salutare, oameni buni! Talebanul s-a întors, yeeey! Fraților, dăm drumul al treilea episod din O scrisoare pentru tine, oricum nu te ascultă nimeni! Bun! No, glumesc, n-o să mai facem al treilea episod. Îmi pare rău, dar nu prezintă interes la public, căcatul și diareea. Asta e, fraților! Acest personaj o să-l punem deoparte și o să-l folosim în momentul în care o să semnăm un contract cu vreo farmacie și el o să fie personajul care o să facă publicitate la medicamente pentru burtă, stomac, căcat, diaree și așa mai departe. Bun. Al doilea rând, vreau să vă spun ceva. Îmi cer scuze dacă cineva a fost jignit în chat aseară, îmi iau eu vina și cum v-am zis și aseară, dăm drumul la live pe OBS. Așa n-o să mai vină toți gândacii fără căldură în casă să ne deranjeze, fraților, și să jignească acest chat frumos. Bun, încerc scuze iară și o să facem. În seara asta o să facem live frumos, o să încercăm să fim toți aici, să facem ceva frumos, caterică, frumoasă, sănătoasă, fără acești paraziți. Ceva de genul motociclistul și Acheveu, că ei sunt doi. Are două personalități, fraților, îmi pare rău. Vă pupă, Taleban, ne vedem în seara asta și aveți grijă de voi, nu mai băgați în seamă anumite personaje. Yay! Îmi pare rău, fratele meu, sper să nu fii supărat pe mine, stai liniștit, te bag acolo într-o parte, o să fie loc și pentru tine, dar, o să decid eu. Tu între timp, dă-i dracu drumul la live, că pierzi timp, pierzi bani. Pierzi YouTube-ul. YouTube-ul nu te mai bagă la recomandate, nebunule. Nu mai pierde timp. Fă-i content. Content. Ți-am mai zis? Nu vrei să mă asculți? Dacă nu, du-te la muncă iară, frate. Că dacă nu, YouTube-ul... nimic. Bun. Te pupă, Talebanu, și pe tine. Ai grijă de tine, eh? Take that. Oh, will you fucking fight back?